Bună seara tuturor și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dialog cu Consumatorii. În această seară o avem invitată pe doamna Ramona Păduraru, director departament IRSCA Gifted Education al Departamentului de Tineret. Pe dumneavoastră ați mai cunoscut-o, am avut-o invitată în mai multe emisiuni. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am regăsit! În această seară vom vorbi despre copii și în primul rând despre cele trei relații necesare în dezvoltarea copilului. Da, și în această seară, ca și în celelalte, vorbim despre copil, pentru că acesta este punctul de interes al meu și al colegilor mei. Cele trei relații pe care le-am selectat pentru a fi discutate astăzi sunt cele care sunt, de fapt, și, să spunem, cele generatoare pentru o bună dezvoltare a copilului. Și vorbim despre relația copilului cu părintele, relația copilului cu el însuși și relația copilului cu divinitatea. Acestea trei am considerat că sunt cele mai importante pentru dezvoltarea lui. Odată ce sunt înțelese de către adult și întărite copilului, acestea vor duce la o dezvoltare foarte frumoasă, o dezvoltare armonioasă. Le putem lua pe rând. Dezvoltarea copilului cu părintele este o relație care tinde în zilele noastre să fie una de dependență, ceea ce nu este un aspect pozitiv în dezvoltarea copilului. Dacă părintele este excesiv în protecția pe care o arată copilului și în a-i întâmpina nevoile copilului, atunci acesta dezvoltă un handicap în ceea ce privește adaptabilitatea lui la mediul înconjurător, astfel încât el, fiind ferit de pericole, îi se inhibă instinctul de autoconservare, de supraviețuire. De exemplu, dacă este pe trecerea de pietoni, vrea să traverseze, vine o mașină cu viteză, nu se oprește, el neștiind ce să facă în situația respectivă, se panichează. Lucru care poate să-l afecteze pe termen lung, pentru că este o emoție atât de puternică pe care nu a trăit-o până atunci și în momentul acela instinctul de supraviețuire ar fi fost fuga, de exemplu, ar fi putut să dea în spate sau ar fi putut să stea, dar el poate să dezvolte un comportament cu totul neobișnuit, ceea ce poate să pună în dificultate și șoferul în momentul respectiv. Asta a fost așa un exemplu. Foarte mulți părinți se feresc de a-și lăsa copilul să traverseze strada, dar în momentul acela, copilul fiind în fața unui impact, dacă el a fost pregătit până la acest șoc, el este ca o evaluare a lui și el va fi în stare să-și găsească energia, să gândească limpede în momentul respectiv și să transforme amenințarea ca o provocare de supraviețuire, o provocare pe care să o treacă cu brio, ceea ce o să-i aducă lui încrederea în sine, în forțele proprii. Și atunci o să fie un copil care nu se teme de pericol. De multe ori, copilul când este mic, la 3 ani, și începe să înțeleagă, primește din partea părintelui exprimarea de nu acolo, nu ai voie, periculos. Da? Sau ți se face ceva care te rănește. Și atunci el fuge de durere sau de lucrurile care pot să reprezinte un pericol pentru el. El ar trebui să le cunoască lucrurile acestea. Să le cunoască, să înțeleagă acesta este o zonă de pericol, cum se poate depăși sau cum se poate ocoli, dar să o treacă prin filtrul înțelegerii sale și nu să fie ocolit cu totul. Pentru că se creează starea aceea de a trăi într-un balon roz în care totul este la îndemână și totul este frumos, cu energie pozitivă, dar să nu uităm că și emoțiile negative fac parte din om, nu le putem nega. Și nu poți să fii protejat pe termen lung. La un moment dat, când tu o să le întâlnești, poate să fie mai curând sau în viitor mai îndepărtat, dar în momentul în care tu le întâlnești, necunoscându-le, din nou se creează un șoc în tine. Și nu o să găsești mijloacele de a le depăși. Nu o să știi cu ce program, să spunem așa, cu ce soft, să faci fața acelei stări și vei avea o stare de, nu știu, să spunem, depresie sau cădere nervoasă din care cu greu se poate trece. De aceea, vorba românească și nu neapărat, mai bine previi decât să tratezi. E bine să cunoști din toate. Am vorbit despre partea cu dependența.
O altă relație care poate fi evitată, dacă vorbim despre copil-părinte, este aceea de a te raporta în fața copilului ca cel care știe tot. Dacă copilul simte că adultul, pe lângă faptul că este mai mare fizic, este cel care cunoaște totul, atunci copilul nu o să-și dezvolte, sau nu o să fie încurajat să-și dezvolte intelectul. O să știe că întotdeauna cineva care e apropiat lui și e de încredere, părintele, va ști să răspundă la întrebările vieții, la provocările vieții. Și atunci el o să-și dezvolte un intelect mediu, astfel încât să poată să înțeleagă ceea ce se întâmplă în viața lui, dar nu o să accepte niciodată provocările sau un efort intelectual mai mare, pentru că știe că există un părinte care să rezolve situația mult mai bine decât el. Îl pune într-un confort, dar un confort care este duce spre lene intelectual, acest confort. Acest lucru se întâlnește și la copiii supradotați cu care lucrăm noi, și anume dacă exercițiile pe care noi le oferim sunt ușoare, atunci el le va rezolva corect și va fi foarte încântat. Când îi ofer un exercițiu mai greu și el să spună că de ceva timp n-a mai făcut un exercițiu greu, o să renunțe din prima, fără să îndrăznească să ducă până la capăt, spunând că oricum exercițiul este mult prea greu pentru el sau ceva e greșit în datele problemei. Acești copii sunt obișnuiți cu succesul, așa le spunem noi, că sunt obișnuiți să trateze lucrurile superficial din poziția că, și aici vorbesc strict de copilul supradotat, din poziția că el le cunoaște. Cunoaște problema, exercițiul care îi se dă și atunci le tratează în modul superficial. În momentul în care copilul acesta supradotat este obișnuit să spună că un efort se împarte în pași și spune, îi se explică cum să le abordeze, atunci el va fi foarte implicat și va înțelege o logică a dezvoltării sau rezolvării acelei probleme și bucuria la sfârșitul exercițiului va fi pe măsură. Îl va încuraja să mai ia un exercițiu. Se spune că dacă ai făcut un lucru bun, foarte bine, continuă. Aici aș vrea să te întreb eu, dacă avem un copil, nu știe un cuvânt, să nu-i spunem noi ce înseamnă, să-l punem să caute în dicționar, de exemplu? Asta ar însemna să nu... Un lucru mare ca adult, să-l înveți pe copil să-și caute sursele. Deci să nu-i dau totul eu pe tavă, să-l las să se descurce singur. Să-l îndrum, dar totuși să caute singur. Îl îndrumi la sursele care îl pot ajuta și mai mult de atât faci și o susținere. Îl întrebi, l-ai căutat și cum apare? Și are și o curiozitate. Și îl spune, am căutat cuvântul pentru a vedea ce înseamnă, am găsit explicația. Apoi tu te joci un pic cu el, plimbând cuvântul acesta prin mai multe situații și faci cu el contexte. Astfel încât el să-l înțeleagă corect, cuvântul respectiv. Și da, este, mergem, aici ai punctat foarte bine, pentru că mergem spre a dezvolta copilul să-și caute sursa, să devină implicat în procesul de dezvoltare și învățare și în același timp tu îi dai o abilitate. Deci nu mergem pe conținut. Îți dau cuvântul, asta înseamnă și am luat conținutul. Ci tu i-ai dezvoltat o abilitate. Abilitatea de cum să învețe. Și următoarea, deci am spus să nu fie dependent de părinte, aceasta să nu fie părintele... Tot știutor. Și o altă relație este aceea ca părintele să-și amintească că lucrează cu un copil. De multe ori spune așa un părinte, l-am văzut pe colegul copilului meu, este un băiat inteligent, un copil deștept. Și îl întreb, ce părere ai despre copilul tău? E un băiat, să spunem că e băiețel, un băiat bine crescut, este inteligent, dar mai sunt lucruri de dezvoltat la el. Dacă l-ai întrebat și mai deschis, ar fi spus exact ceea ce nu îi place la copilul lui și ar merge mult pe partea negativă, dacă ai fi într-o relație mai apropiată cu părintele. De multe ori, fiind copilul tău, ai tendința să ceri foarte mult de la el, pentru că ai așteptări mari de la copil. Și te transformi în persoana aceea care transmite un stres în relația cu copilul. Este important să-l vezi pe copil așa cum este el în dezvoltarea lui și chiar dacă, să spunem, un copil, într-un context cu alți copii, îi se ia pachetul și nu se duce să lupte pentru pachetul lui, adică să-și ceară dreptul și se retrage,
tu ca părinte observi această situație și spui, păi ar fi trebuit să te duci la cel care ți-a luat pachetul să-i spui că e pachetul tău și că vrei să-l mănânci, să vezi ce se întâmplă. Nu îi spune lucrul acesta, ci îi spune, de exemplu, data viitoare nu mai mănânci acolo pachetul, mănânci în altă parte. El ce face în situația respectivă? Fuge de pericol. Pe când copilul poate chiar vrea să aibă o soluție pentru cum poate să rezolve situația. Sau mai mult de atât, poate copilul nu are curajul pentru că încă nu i s-a dezvoltat puterea de identitate și de exprimare prin verbal și dacă ei spune, te duci și spui copilului care ți-a luat pachetul, asta și asta, îi dai fraza exactă, copilul se spune, dar nu este felul meu, eu nu pot să reacționez așa. Poate pentru el e o altă metodă de a comunica. Concluzia este ca părintele să-și cunoască bine copilul și să vadă cum reacționează el. Și dacă vrea să-i dea sugestii și nu sfaturi, doar sugestii, să le dea pe felul lui de a fi. De a rezolva o situație sunt mai multe posibilități. Deci o problemă are mai multe rezolvări. Important este să-i sugerăm copilului aceea care se potrivește cu temperamentul lui. Să nu-l forțezi pe un copil care este introvert, da? Să îi spui pentru că, să spunem că reprezintă o cauză, el crede în protejarea animalelor și îi spui, du-te, te rog frumos în fața casei poporului și faci acolo un summit și vorbești la portavoce despre protecția animalelor, câinilor. Nu este felul lui. Nu o să poată să facă lucrul ăsta. Chiar dacă este o cauză pentru care crede. Și ar fi încurajat și hotărât să facă tot ce-i stă în putere ca să își apere cauza. Dar nu este felul lui. Părintele trebuie să înțeleagă, să nu-l forțeze. Pentru că ceea ce este forțat se asimilează greșit pe traiectul de dezvoltare al copilului. Este important să-l simți pe copil și să-i spui, eu ți-aș sugera metoda asta pentru că se potrivește temperamentului tău și copilul să spună, o să se simtă atât de ușurat și o să spune, de asta aveam nevoie. E exact ce mi se potrivește. Dacă copilul spune că este exact ce se potrivește, înseamnă că părintele a fost întotdeauna atent la nevoile copilului. Da, este adevărat că... Și la ceea ce trebuie să facă. De multe ori părinții fac aceleași greșeli în educație pe care le-au făcut și părinții lor. Și chiar dacă știu că e greșit, chiar le fac pe aceleași. Este adevărat pentru că se cheamă imitație. În situația în care părintele se află cu copilul lui și o regăsește ca situație pe care a trăit-o și el, cel mai ușor este să o reproduci. Așa funcționează creierul. Memorare, reproducere. De aceea, dacă părintele se uită la copilul lui și îl vede ca o ființă nouă, ca o ființă care a venit pe lume să se dezvolte, și să fie văzut așa cum este el, atunci părintele nu o să mai facă această greșeală. Nu o să mai facă această greșeală, că o să fie curios părintele să vadă cum se dezvoltă. Părintele, în momentul în care se angajează să-și dezvolte copilul, este indicat să aibă atitudinea curiozitate. Unde poate ajunge acest copil? Fără să-i pună o așteptare. Pentru că, să spunem, el se naște acum, și îi spune, eu aș dori ca copilul meu să ajungă doctor. Da? Dar, poate peste câțiva ani, doctor nu o să fie cea mai bună meserie, să spunem, sau poate cumul de valori pe care acest copil poate să le îndeplinească și poate nici contextul economic, social, nu o să fie acela pentru ca el să devină doctor. De aceea nu-i punem etichete, să nu avem așteptări. Este greu să ne așteptări. Dar odată ce îți dorești tu ca părinte să nu ai aceste așteptări și adopți totul ca fiind ceva nou, ceva care să te cucerească și pe tine, ceva care să fie legat pe bază de afectivitate, pe bază de dragoste între tine și copil, de acolo lucrurile vor veni. Și trebuie, cum știu părinții să îmbine limitele extreme dintre libertate și constrângerea copilului? E nevoie de a doua relație și mergem către aceasta și anume relația eu-eu, adică copil-copil. În momentul în care părintele creează contextul ca acest copil să înțeleagă ce înseamnă relația eu-eu, duce la autenticitatea copilului sau autenticitatea ființei umane.
și o să ne ajute mai departe, dar hai să vorbim și despre acest aspect. Copilul începe să-și creeze o identitate despre sine din momentul în care el nu mai vorbește despre el ca fiind numele lui, să spunem lui Andrei e foame și o să spună mie mi-e foame, în momentul acela își începe, își conturează identitatea. Asta să spunem la nivel verbal. Dar este important să-și creeze identitatea cunoscându-și corpul, să știe cum arată corpul lui, să-și cunoască emoțiile și nevoile. Și acum vorbim despre emoții. Un copil, dacă este bucuros și îl întrebi, ești bucuros, deja tu i-ai dat o etichetă. El va ști că pentru starea respectivă se cheamă bucurie. De fapt, așa și învață. De aici, după ce ai pus eticheta, este bine să-l ajuți pe el să-și nuanțeze starea. De aceea se întâmplă și la adult, când îl întrebi, ai văzut răsăritul, da, și cum a fost? A fost ceva ce nu pot să exprim în cuvinte sau a fost ceva care așa mi-a umplut sufletul. În ce sens? De bine, de rău, cum a fost? Și se oprește, pentru că își dă seama că are o portiță spre a privi către sufletul lui, spre a-și simți emoțiile, dar se oprește. De ce se oprește? Pentru că el n-a vorbit niciodată despre acest lucru. E un subiect nou pe care nu l-a discutat, el cu el, n-a avut niciodată ocazia să-l discute și mai mult n-a avut ocazia să discute cu alții. Trăim într-o colectivitate, la muncă, nimeni nu o să te întrebe, ești într-o stare perfectă ca să-ți faci sarcinile? Nu, o să spună, fă sarcinile. O să-ți dea și un stres, am nevoie în 5 minute de acele sarcini. O să vă întrerup puțin pentru că trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Revenim imediat. O nouă atitudine. Intră acum pe www.iatitudine.eu. Dar ce i-ați făcut? Nimic, abia l-am cumpărat. Ați pus și degetele pe ecran și ați țipit ăsta 3 milioane și e ca nou. Glumiți. Știți cine sunt eu? Sunt cetățean european și am drepturi. Dacă produsul cumpărat nu funcționează cum trebuie, ai dreptul la reparație gratuită sau să primești altul în loc. E dreptul tău. Acționează! Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit. Ajută-ne să ajutăm! Protejează mediul fără să faci efort. Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit în campanii de protecție a mediului. Știți unde mă găsiți. Mulțumim. M-ați chemat? Da, în pachet scria că avem aer condiționat și... am uitat. Poftiți. Glumiți. Știți cine suntem noi? Suntem cetățeni europeni și avem drepturi. Dacă pachetul turistic nu corespunde ofertei inițiale, ai dreptul să ceri respectarea acesteia sau despăgubiri. E dreptul tău. Acționează! Salvează o viață fără să faci efort. Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit pentru campanii de prevenire a abandonului și abuzului copiilor. O nouă atitudine. Ajută un copil fără să faci efort. Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit în campanii de educare. Am revenit la discuția noastră alături de doamna Ramona Păduraru. Rămăsesem la partea a doua, cea de-a doua relație. Copil-copil. Mie îmi place să o traduc eu, pentru că este o relație necesară și la adult, să-și o reamintească.
Vorbim în această relație despre emoții. De fapt, acesta este aspectul cel mai important, și anume să cunoști emoțiile pe care le trăiești. De multe ori se întâmplă să iei parte la o activitate și să o simți că este nepotrivită ție însuți și atunci ai nevoie să o clarifici. Și nu simți nevoia să o comunici nici părintelui care ți este aproape, vorbesc din punct de vedere al copilului, nici părintelui care ți este aproape, nici colegului care, să spunem, colegul de bancă, de obicei copiii, colegul de bancă se înțele mai bine, și atunci simți nevoia să o comunici ție însuți. Noi avem în activitățile pe care le facem la centru, dar și în tabere, acest proces prin care copilul învață cum să-și clarifice lucrurile. Noi îl numim debriefing. Adică după fiecare activitate ești întrebat ce ai făcut ca să-ți evaluezi rezultatele concrete, manifestate, iar apoi îl întreb ce a simțit. Pentru că a face un lucru fără să-i dai viață nu se cheamă un lucru uman, ci se cheamă un lucru mecanic, computerizat. Și atunci copilul va înțelege că el caută emoția. Emoția de a mă simți iubit este o emoție pe care o pot face în mai multe moduri. Pot să mă duc, de exemplu, la o casă de bătrâni și să mă joc cu acei bătrâni și ei mi-arată afecțiunea. Și atunci eu mă simt iubit. Pot să mă simt iubit chemând pe prietenul, prietena mea. Pot să mă simt iubit în relația cu un animal și văd că vine la mine și îmi mulțumește pentru fiecare gest pe care eu îl ofer. Așadar, activitatea este mai puțin importantă pe cât de importantă este emoția. Înțelege ce trebuie să înțelegi ce nevoie ai tu, ai înțeles-o, ai tradus-o, pentru că iubirea eu o văd într-un fel, cel de lângă mine o vede altfel. Deci am tradus-o, ce înseamnă pentru mine iubire, și apoi ca o metodă cum pot să o satisfac. Și astfel un copil va deveni, prin metoda aceasta, va deveni un adult echilibrat. Este important ca părinte să-l întrebi. A venit cu nota mică la test și vine acasă și îl vezi că este agitat și îl întrebi: știu că ai avut test, ce notă ai luat? Și el îți spune. Și n-am stat noi până târziu, am făcut noi exercițiile, și încep să-i reproșezi. El oricum are o grijă, tocmai de aceea l-ai văzut agitat, da? Că și-a asumat grijă, și-a asumat faptul că nu a venit cu un rezultat bun. Mai mult, majoritatea copiilor învață pentru părinți ca să le mulțumească, semnul lor de a mulțumi unui părinte pentru efortul pe care îl primește din partea părintelui. Și atunci pentru el este o mare necaz că vine cu o notă mică. Așadar, decât să fii cel care pune degetul pe rană, este important să fii alături de el, să-l îmbrățișezi și să-l întrebi cum te simți. Exprimă starea prin care te simți, consumul, este important să-și consume starea și apoi să spui ce punem în locul ei. Păi mi-ar plăcea să mă simt un copil de succes. Bun, dacă vrei să te simți un copil de succes, atunci hai să mai facem niște exerciții, ca data viitoare să le știi. Sau hai să facem chiar pe cele de la test și să vezi că le știi. Este important ca tu să știi ce știi tu pentru tine. Și copilul va simți că valorile pe care le are în școală, dar și în viitor, nu sunt un capăt de țară. Se întâmplă ca studenți să ajungă la examene și să fie foarte stresați. Slăbesc foarte mult în perioada aceea sau se îngrașă în funcție de metabolism, devin irascibil, te înțelegi foarte greu cu ei. În perioada de sesiune, părinții nu prea comunică cu studenții în perioada respectivă. Asta pentru că nu și-au educat un stil, un stil de a învăța, un stil de a reacționa la o evaluare, pe care o pot face încă din primele teste din școală. În felul ăsta, când ajunge adult, face economie de efort. Efort și de, să spunem, de stări emoționale, pentru că nu numai că ți-ai face rău ție, dar faci rău și celor din jurul tău, în mod inconștient. Și în această a doua relație, cine trebuie să implice mai mult, părintele sau și profesorii? Și părintele și profesorii, pentru că și noi o aplicăm și nu suntem părinții copiilor cu care lucrăm, este important să aibă metoda aceasta de a-l întreba, dincolo de activitate, sentimentul, ce simte. Când începe ziua, de exemplu, la școală, profesorul poate să spună cum se simte fiecare astăzi, se gândește un minut și apoi să auzim sentimentele de astăzi. Și poate să le treacă pe tablă și atunci copilul o să se simtă bine, ca și spus-o și o și vede pe tablă.
și poți să încurajezi, asta e una, să se exprime și a doua să încurajezi orice stare pe care o ai, că e pozitivă sau negativă, este starea ta, ai încurajat-o că există, de aici tot profesorul învață pe copil să ajungă la starea pe care și-o dorește, în contextul în care vorbim despre o stare negativă. Mă simt dezamăgit, singur, nebăgat în seamă, ce ai de gând să faci ca să ajungi, să ieși din această stare? Și atunci, tot timpul pui pe copil să muncească el pentru binele lui. Aceste lucruri se întâmplă în școli? Că eu nu mi-aduc aminte să fi avut astfel de experiențe. Da, ține de calitatea profesorului. Dacă profesorul își dorește să învețe dincolo de carte și un comportament de viață, atunci reușește pentru că e foarte la îndemână. Să vedem cea de-a treia relație, pentru că are legătură și cu sărbătorile care urmează. Da, a treia relație este relația cu divinitatea. De când ești mic, ai o relație cu divinitatea. Ai o relație prin faptul că copilul vine la împărtășanie și spune preotului că eu l-am văzut, de exemplu, poate să fie o exprimare, eu l-am văzut pe Iisus în casă. Ei comunică foarte ușor și cu divinitatea, care înseamnă, să spunem, maestrii pe care i-au învățat din poveștile religioase, lecturile religioase, din misiunile care sunt desene pentru copii sau chiar filme, ca să poată să-l nominalizeze. Dar ei simt și entități cum sunt îngerii, entitățile de lumină. Copilul, neavând programele adultului, el atunci are o comunicare clară cu această lume spirituală. Și adulți găsim care să aibă comunicare, dar sunt mai puțini, pentru că în starea de adult începi să-ți refuzi această comunicare și să mergi mai mult pe partea mentală. Adică începi să închizi ușa inimii, pentru că pentru a simți relația cu divinitatea vine din suflet, din ființa ta. Și dacă nu ai ascultat-o și nu îi da valoarea necesară, atunci vei folosi doar mentalul și vei funcționa clar la o capacitate mult mai mică din ceea ce ai putea să fii. Și lumea pe care o trăiești o traduci doar prin mental. Relația cu divinitatea este importantă și o luăm cel mai bine pentru că ne adresăm adulților acum, luăm starea de adult. Ca și adult, să spunem că ești într-o stare de bine sau o stare mai puțin bine, ca să ai speranță, spui cu voia lui Dumnezeu. Involuntar te raportezi la Dumnezeu. Pentru că avem nevoie de o divinitate, de o forță superioară care să întrupească toate valorile noastre. Să știi că acea entitate nu-și schimbă, să spunem, valorile în funcție de cum bate vremea. Ai nevoie de o statornicie. Asta reprezintă divinitatea, reprezintă tot ceea ce e mai frumos din tine, pe care l-ai proiectat undeva și știi că rămâne acolo constant. Și ții forța din acel lucru pe care tu singur l-ai hrănit. E destul de greu să funcționezi doar cu partea de mental. Eu mă uit acum la copiii cu care noi lucrăm și tocmai pentru că țin foarte mult la ei și îmi doresc o dezvoltare frumoasă, avem tabăra din august, care a venit așa ca o, să spunem, coincidență frumoasă, când am avut o întâlnire cu preotul Milea din Buzău și s-a plănuit ad hoc o tabără să o facem în Bisoca pe inteligența spirituală. Ca acești copii care au trecut prin programele noastre să-și dezvolte, să fie încurajați pe partea de relație cu Dumnezeu. Lor le place să vorbească despre divinitate. Noi nu avem urechi să-i ascultăm. E foarte mare problema la adult în relația aceasta a copilului cu Dumnezeu. Pentru că dacă noi nu-i încurajăm, ei o să spună, păi bat câmpii sau nu sunt normal. Dacă nici părinții mei nu cred în acest lucru. Noi ar trebui să le vorbim că există această forță interioară
pe care o simțim prin vise, o simțim prin aceea ce unii o numesc intuiție. Este comunicarea pe care o avem noi cu divinitatea. Divinitatea ne comunică și spunem, știu foarte clar acest lucru, știu că așa este. Păi de unde știi? Pentru că ai avut canalul deschis, da? Ai comunicat deschis cu divinitatea, ți-ai luat mesajul și atunci ți-e ușor să... De aici și forța ta de a fi atât de sigur că ceea ce spui tu este adevărat. Iar acum, pentru că sunt și sărbătorile, este important să-i oferim copilului un context de educație spirituală. Spiritualitatea înseamnă dincolo de religie. Dacă privim un pic la societatea în care ne aflăm, vedem că există comuniune între religii diferite. Da? Deci persoană, să spunem, musulmană se căsătorește cu o persoană ortodoxă. Religia nu mai este o problemă între cele două persoane pentru că nu mai are valoare pentru ele. De aceea ele se unesc dincolo de diferențele acestea religioase. Eu iau partea bună a lucrurilor, și anume că se depășește religiozitatea, dar trebuie să păstrezi spiritualitatea. Trebuie să amândoi care sunt, trebuie să păstreze divinul pe care ei l-au înțeles și îl numesc cum consideră fiecare în limbajul și în educația lui. Copilul la fel trebuie învățat. Trebuie învățat că există un Dumnezeu care are grijă de el și care tocmai de aceea l-a adus pe pământ ca să-i ofere prin liberul arbitru această experiență minunată numită viața, dar să știe întotdeauna că el se află în brațele ocrotitoare ale lui Dumnezeu. Când devii adult, simți nevoia să discuți cu cineva care ți este superior ție. Dar nu recunoști pe nimeni ca fiind superior, pentru că toți suntem oameni. Și atunci a cui să te adresezi? Superior te referi acea forță, de fapt, când vorbesc de superior, acea forță care să te accepte așa cum ești și care să cunoască dinainte traseul tău. Să aibă un răspuns la toate întrebările tale. Simți nevoia aceasta. Și atunci, dacă tu înveți de mic cum să comunici cu Dumnezeu, atunci când devii adult o să-ți fie mult mai ușor. Răspunsul pe care l-ai, de exemplu, pui întrebare, te adresezi lui Dumnezeu și de unde știi tu că El îți răspunde, sunt reacții pe care le simți în corpul tău. De exemplu, dacă tu ai de luat o decizie și nu știi dacă este corectă sau nu, spui, vreau să merg de sărbători în Franța, stai un pic și te concentrezi pe corpul tău și dacă simți așa o stare de bine, de căldură, asta înseamnă că este o alegere bună. Dacă simți agitație, înseamnă că nu este momentul acum pentru acest lucru. Asta este o metodă simplă pe care poți să o înveți pe copil cum să comunice. Este frumos să-l înveți ce înseamnă tainele, dacă în familie, să zicem, eu sunt ortodox și cunosc mai bine partea ortodoxă, dacă în familie este o anumită religie pentru toată casa, care este, să spunem, agreată de toți membrii familiei, atunci când se merge la biserică, când este învierea, de exemplu, se explică care este simbolistica acestui gest. Se explică cum se intră într-o biserică, cum se cinstește obiectele religioase. Se vorbește și despre, e important să vorbească și despre alte culturi religioase, astfel încât copilul să înțeleagă și să nu fie doar pe o direcție. Cunoscând, el singur va face diferențierile. Ideea este că odată ce îl primești pe Dumnezeu în sufletul tău, în momentul acela tu te simți foarte puternic în orice situație care o primești de la viață. Este o forță interioară care te ghidează și care îți deschide uși. Este speranța, așa aș numi eu. Și dacă cel mic ne întreabă, nu știu, depinde la câți ani, ce este Dumnezeu și noi nu știm cum să-i păi răspundem. Asta este, da. Mergem, cerem ajutor, îl ducem la un preot sau un... Cine este cel mai bine să-i spună în cazul în care noi nu ne pricepem? N-aș oferi o soluție concretă acum, dar aș putea să-mi imaginez că în momentul în care... Eu, de exemplu, aș răspunde ce este pentru mine. Și ea chiar spune, pentru mine Dumnezeu este așa. Dar dacă este o persoană care nu cunoaște, pentru că nu a întărit relația cu Dumnezeu, ar putea să spună, eu l-am uitat pe Dumnezeu,
dar mă bucur dacă tu dorești să-l descoperi. Putem să-l descoperim împreună. Și atunci se fac diferite căutări, să spunem. Dacă poți să te duci la, cum ai spus, la un preot sau să citești niște cărți sau pur și simplu să cauți conferințe unde să vorbești despre acest lucru. Noi, ca să ne fie mai ușor la partea aceasta cu inteligența spirituală, în tabără, vom vorbi despre valori, valori pe care, cum să spun, sunt frumoase și în ochii lui Dumnezeu și în același timp avem o să zic, invitație foarte frumoasă. Cei de la niște prieteni de la Lumea Îngerilor, este un site, lumeaîngerilor.ro, care vorbesc foarte frumos despre îngeri. Și au un curs atât pentru copii cât și pentru adulți. E foarte frumos structurat și lucrează astfel încât să îi spună copilului concret, uite aici poți să simți, deci el vine cu povestea sau cu bucăți din poveste, că de multe ori nu este învățat nici să exprime toată povestea, vine cu bucăți din povestea lui, din relația pe care a trăit-o și în discuție în cerc se povestește și el pleacă de acolo cu încrederea a ceea ce a trăit, a relației lui. Dar la școală cum vi se pare materia numită religie? E un cadru potrivit? E un cadru potrivit, dar e destul de puțin timp alocat la școală. Ca să nu facă diferențierile și neștiind cum este abordat acest subiect, care este intim, l-aș numi eu. Este, de fapt, mă preocupă pe mine relația cu Dumnezeu și destul de greu poate să-mi spun cineva cum aș putea să ajung acolo. Și prin experiențele mele de viață, tot timpul adaug câte ceva în această relație, care tot timpul este vie. La școală s-ar putea arunca întrebări deschise. Adică se prezintă, cum sunt acum orele de religie, unde se prezintă partea de text, dar la sfârșit se aruncă o întrebare deschisă, ca să-l facă pe copil să gândească. El singur o să-și caute întrebările. Dar dacă îi deschizi ușa, înseamnă că l-ai încurajat. Îi da voie să deschidă și ușa aceea unde, să spunem, că era un lăcățel acolo. Și îi da voie să o deschidă și să o descopere. Am tot vorbit de faptul că urmează Paștele. Foarte mulți copii, nu știu decât Paștele, vine iepurașul, atât. Vine iepurașul, da. Nici măcar mielul nu mai este așa la modă pentru copii. Eu consider că este un lucru frumos dacă înainte de Paște, cu mai multe zile, adică chiar cu o săptămână, cineva, părintele sau un cadru didactic face o excursie într-o mănăstire. Acolo măicuțele vorbesc foarte frumos și pendelete despre ce înseamnă Sfintele Sărbători și ce înseamnă această relație cu Dumnezeu. De Paște, pentru că tot am vorbit, cum v-ați pregătit? De Paște. Eu, e pentru prima dată când am ales să merg la o mănăstire. Până acum mă petreceam cu familia, însă am dorit să întăresc mai mult această relație cu Divinitatea și la mănăstire ceea ce mi-oferă în plus față de alte sărbători pe care, alte moduri de a sărbători Paște, este acela că sunt mai mulți oameni care se roagă în același timp pentru același lucru și este forța de grup. Asta se întâmplă. Și la centru mi-ați spus că urmează în august acel... E o tabără în august, dar până atunci noi am mai făcut câțiva pași și am fost la Valea Screzii acum 2 săptămâni, unde copiii au dat, ei cu mânuțele lor au oferit donațiile care erau, făină, ulei ce s-a adunat. Am făcut jocuri unde am implicat și copiii. La Valea Screzii am menționat în emisiunea anterioară că sunt foarte mulți copii acolo părăsiți, temporar sau permanent, unde un părinte s-a ocupat să le ofere casă, masă și oameni care să aibă grijă de ei. Și atunci noi am avut o duminică în care ne-am simțit bine împreună și a fost foarte frumos. Am făcut jocurile copilăriei, ne-am rostogolit pe iarbă, chiar ne-am simțit bine împreună. Aș vrea să concluzionăm, pentru că ne apropiem de sfârșit. Aș vrea, de fapt, să vă întreb, dacă un părinte nu știe, nu are cunoștință despre cum să dezvolte cele 3 relații despre care am vorbit, ale copilului, cui se adresează? Profesorilor sau trebuie să caute anumite cursuri, eu știu, pe care să le urmeze? Unde poate găsi un sfat? Pentru că evident și evident să nu coste foarte mult, că lumea se gândește și la acest aspect. Cel mai bine este să caute în el.
pentru că este o relație pe care o inițiază el, aceste lucruri există. Și dacă telespectatorii noștri ne-au urmărit cu atenție, își dau seama, acum când o să se închide emisiunea, stau câteva minute și își dau seama că tot ceea ce am discutat noi acum, ei știau lucrul ăsta. Important este să obțină din interiorul lor cele mai frumoase valori și să le pună în relația cu copilul. Trebuie fii tu model pentru copilul tău. Și să-și reamintească de fapt că ei au acces la toate aceste informații. Nu trebuie să caute neapărat în altă parte. Ceilalți o să-i îndrume sau să-i încurajeze, dar dacă cauți în interiorul tău, vei avea modul tău propriu, autentic, de a te raporta dezvoltarea copilului tău. Vă mulțumesc mult de tot pentru prezență și sărbători fericite, pentru că ne vom revedea abia săptămâna viitoare. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Rămâneți alături de noi. Urmează domnul Nicolae Drăgulănescu. Seară bună!